Pentru această întrebare am menționat și în prezentarea generală că până la urmă această comisie prezidențială va trasa niște obiective foarte clare pentru termen mediu și termen lung. Direcțiile vor fi stabilite în cadrul ședinței acestui acestei comisii prezidențiale. Practic, țintele, obiectivele sunt decizia celor care vor forma această comisie prezidențială. Oricum, ne așteptăm nu la o strategie, pentru că s-au făcut foarte multe strategii în ultima perioadă, nu ne așteptăm la o listă de măsuri, ci, cum spuneam, la niște obiective foarte clare care să se bucure de consens și susținere politică. Iar faptul că în această comisie. Avem reprezentanți din partea tuturor partidelor parlamentare ar trebui să însemne o garanție. Tocmai de aceea a fost și gândită această formulă de lucru.